Prin decizia numărul 55 din 21 octombrie 1997 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Petre Țuțea este achitat. Statul român a realizat o primă măsură reparatorie față de memoria marelui gânditor, care a făcut atâția ani de închisoare nevinovat. După cum au precizat judecătorii, din probele dosarului întocmit în 1957, rezultă că întâlnirile desfășurate acasă sau la cabinetul medical al inculpatului Gabriel Popescu au fost întâmplătoare, ocazionale și neorganizate, uneori pentru consult și tratament medical.